un punct bonus, ca să spun așa, ar fi și sporturile ce le-am practicat, rugby și kickboxing. M-au ajutat să-mi dau seama cam ce poate suferi un sportiv, adică întorse, luxații, fracturi de diferite grade, responsabilitatea pe care o are un kinetoterapeut în această meserie și cât de important este atitudinea acestuia față de pacient. Mă numesc Cosma Adrian, sunt student în cadrul Colegiului Universitar Spiru Haret pe balneofiziokinetoterapie, anul întâi. De mic, de pe la 12 ani, am început să mă gândesc la partea de balneofiziokinetoterapie datorită bunicii mele, care, mă rog, avea mai multe boli și avea nevoie și de masaj și a devenit o plăcere. Știam de Universitatea Spiru Haret că este foarte cunoscută. Pur și simplu am avut, să spunem așa, o intuiție și cred că a fost alegerea potrivită, deoarece m-am simionat alături atât de colegi cât și de profesori care sunt foarte înțelegători. Plus că am observat că au foarte multe contracte cu diferite clinici. Față de perioada în care eram în liceu, acum privesc lucrurile cu mai multă maturitate. M-a maturizat și mi-a schimbat foarte multe concepții. La început, eu n-aș fi vrut să lucrez vreodată cu copilașii. Dar când am fost în practică la un spital de copii, am descoperit că, din contră, am ceea ce îmi trebuie pentru a lucra cu copiii. Am un talent vis-a-vis de ei și mă încarc cu o energie pozitivă. Peste 10 ani mă văd lucrând într-o clinică particulară sau de stat, sau cine știe, poate chiar propria mea clinică, de ce nu?